Domnul că-s colegii mei care sunt haioși. Vreau să vă spun că toată echipa, de la tehnic, lumină, sunet, toți sunt basarabeni! Știți ce au făcut, da? Acum 2 ani, în Palatul Național la Chișinău, s-a luat lumina pe bune. S-a luat lumina când cântam cu Vasile și Vitalia Dvahov. Și cât credeți, pentru că era furtună îngrozitoare afară, a căzut un copac pe un stâlp de acesta de telegraf, de înaltă tensiune. Și vă mărturisesc că am aflat asta după 40 de minute. Am stat 40 de minute pentru Neri, gândiți-vă că eu acum vorbesc pentru că merge sunetul. Basarabenii sunt un public atât de special, încât când au văzut că s-a luat lumina, a fost liniște totală în sală. Și am spus, nu mai vorbiți ca să mă auziți. Cam așa uitați, faceți un pic de liniște. Pentru că nu e lumină. 40 de minute am ținut așa și am început să-mi povestesc viața. Cum am născut în 76. Dar tot am zis, Vasile, dragul meu, de nervi am cântat și așa-mi vine câteodată să dau cu cuțitul în gheapră. Of. Astăzi nu vreau cu cuțitul. Da, păi dacă vrei tu să aprindă telefoanele, poftim. Da, aprindeți telefoanele atunci. Să facem lumină să ne vedeți pe scenă. Dar promiteți-mi că mă ajutați cu glasurile voastre superbe. Săracă inima mea, săracă inima mea, iar începeam mă dure, care și-mi-o spus.